Am dat așadar jos trapa, după cum ați văzut. A mai rămas aici niște mastic. Este un mastic butilic, masticul ăsta cu care au montat trapa. Și principala caracteristică a acestui mastic butilic este că nu se întărește. Eu voi lua cu multicatorul toată această margine, cu grijă să nu zgâriu acrilul. Voi îndepărta cât pot mecanic, după care voi curăța cu aceton. Vă spuneam că trapa, locașul de trapă la această autorolotă este precablat pentru aer condiționat și iată, dacă ridic materialul, se vede acolo cablu. Deci va trebui să fac aici un decupaj în ramă și să-l scot, după care pot să lipesc liniștit rama. Ca să vedeți ce colegi de treabă am, l-am rugat pe un coleg, nu iei transpaleta aia electrică să-mi ridice aerul condiționat. Și ia uitați cu ce-o venit, cu stivuitorul. E nevoie de două persoane ca să ridice aparatul de aer condiționat sau, dacă nu-s două persoane, să fie ceva transpalet electric să te ajute să ridici, că e destul de greu de manevrat la înălțimea asta. Vrei să nu-l scapi! Mai sus! Sărut mâna! Deci acum aparatul l-am așezat perfect în locașul ramei de etanșare pe care am lipit-o. Acolo etanșarea se face cu acel neopren. Mai trebuie doar să mă duc în interior să montez restul componentelor, șuruburile, să le strâng și atunci etanșarea va fi completă. Așa arată acum din interior. Deci aceasta este rama de etanșare și aerul a intrat direct în ramă, iar în momentul în care voi băga șuruburile de strângere și voi strânge la cuplul din manualul de montaj, va exercita presiune atât pe cauciucul neoprenic de aici, care etanșează între unitatea exterioară și rama de etanșare, cât și rama pe acoperiș și se va lipi foarte bine. Aici puteți să vedeți cablul de alimentare, vă spuneam că este precablat, făcut acea mică decupătură pe unde am scos cablul și îl voi lega aici. Bineînțeles, nu înainte de a pune niște pini. Totdeauna când lucrăm cu fire de curent multifilament, deci cablu lițat, folosim pini pe capete pentru a asigura un contact electric cât mai apropiat de perfect. După cum v-am mai spus, în momentul în care lucrăm cu fir multifilament, deci cu fir lițat, folosim pini de conectare aici, pentru că vrem să avem un contact electric perfect. Și atunci dezizolez aceste cabluri și voi instala pini. Pinii cred că îi cunoaște lumea în general, ei arată așa, se pun pe cablu și se strâng cu acest clește de sertizat. În momentul în care strâng cleștele desertizat, acesta se mulează perfect pe lițele de cupru și le comprimă, astfel încât contactul între cupru și pin este perfect și implicit va fi perfect și cu următorul conector. Și voi îndepărta vârfurile de cupru care rămân aici, care ies din pin, pentru că am dezizolat un picuț mai. Da, asta este. Acum conectez aici în această regletă și pot să mă apuc să montez partea interioară, după care trecem la următoarea etapă de conectare a aparatului la curent. Acum voi monta deflectorul interior de aer, care este acesta, pe care îl pun pe poziție. Aici am un burlan flexibil care trebuie să-l trag până aici, până când face un mic click. Și acum montez șuruburile. Și practic aceste șuruburi, deci este șurubul cu o contraplăcuță și cu această șaibă și contraplăcuța are locașul ei aici, unde se potrivește perfect.
în momentul în care voi strânge tot acest ansamblu, tot sandwich-ul ăsta se va presa și va etanșa foarte bine. Atât aparatul de aer condiționat pe rama lipită sus, ați văzut care acolo cel cauciuc neoprenic, cât și rama pe tavanul, pe acoperișul autorulotei, pe acel acril anti-grindă. Mai și cad lucrurile câteodată. Și acum le voi strânge jumătate de cursă, urmând ca strângerea finală să o fac pe rând până la cuplul dorit. Acum voi seta filetanta la cuplul pe care îl doresc. Dacă nu știți ce valori în newton are filetanta dumneavoastră, puteți să folosiți o cheie, dinamometrică. Deci acum e fixat și acum conectez acest conector pentru partea de interior. Pe care o pun pe poziție. Și folosesc șuruburile livrate ca să prindă partea interioară. Bineînțeles, dacă faceți prima dată acțiunea asta, indicat este să verificați că toate conexiunile sunt ok. Să puneți provizoriu această unitate interioară și să-l porniți. Acum noi, având o experiență pentru că am mai... montat nu odată aparate de genul ăsta, cam știm că am făcut lucru bine, dar indicat este să faceți asta, mai ales dacă montați prima dată un astfel de aparat de aer condiționat. Deci așa arată unitatea interioară montată. Și acum o să ne jucăm un pic la partea cea mai plăcută pentru mine, cel puțin, plăcută în ghilimele, pentru că trebuie să mă bag în intestinele electrice ale acestei autorulote și să fac conexiunile, bineînțeles, ca în legile lui Murphy, cu cât ești mai mare, cu atâta cotlonul în care-s băgate cablurile și mufele și tot e mai ascuns ca să-ți fie foarte ușor. Dar asta e viața. Bun, mergem mai departe. Să vă spun acum cum e gândită un pic partea asta cu aerul condiționat la autorulotele XGO care sunt precablate. Mie îmi intră curentul exterior undeva în acest dulap. Și acolo, cred că vedeți, sau nu prea, acolo am dozele pe unde intră și conexiunile. Fiind precablat, trebuie doar să conectez mufa în locașul special, mufa de la cablu pentru aerul condiționat. Cablul de acolo îmi vine până aici, în spatele panoului de control, și aici trebuie să am două cabluri, unul care vine de acolo și unul care merge până în spate la aparatul de aer condiționat, și eu nu trebuie să fac decât să le conectez. Dar pentru a le conecta, prima dată trebuie să le găsesc. Deci ăsta este unul dintre ele și aici trebuie să mai am încă unul, care este ca de obicei foarte, foarte bine ascuns și ușor de găsit. Și surpriză, nu am cablu aici. Cel mai probabil l-au lăsat în spatele acestui perete fals. Oricum va trebui să-l demontez și ăsta pentru partea de instalație fotovoltaică, pentru antenă satelit. Deci îl voi desface. Și ce mă mai interesează aici în spate este acest cablu albastru, lăsat liber. Albastru este în cazul autorulotelor XGO. La altele pot fi alte culori.
Acesta este cablul de semnal de la alternator, astfel încât în momentul în care motorul pornește, acest cablu să dea semnal la antena satelit să se închidă, dacă este montată, evitând astfel riscul de a porni cu antena deschisă și să o agățați, să o rupeți. Bun, desfac acolo, o să căutăm cablu pentru aerul condiționat. Da, am desfăcut și am găsit cablu care spânzura în spate la frigider. Asta este, l-am găsit, deci cablul acesta merge până în spate la fosta trapă și va trebui aceste două cabluri să le leg împreună. Voi folosi conector de tip Vago, foarte important, iar firele lițate la fel le voi echipa cu pini pentru contact electric perfect. Acum, multă lume a întrebat, dar de ce nu pui o siguranță aici, că așa zice în manualul aparatului de aer condiționat, să aibă siguranță. E, la intrare în autorlot este o siguranță diferențială, siguranța principală, care este foarte sensibilă, fiind diferențială, la orice diferență de miliamperi, acestea sunt de 30 de miliamperi, mi se pare, deci dacă între curentul care merge pe fază și se întoarce, dacă simte între fază și nul o diferență mai mare de 30 de miliamperi, care înseamnă că e un scurt circuit pe undeva, aceasta decuplează automat. Deci, în situația aceasta, nu este nevoie să pun o siguranță dedicată pentru acest aparat de aer condiționat, pentru că ea există deja în echiparea autorulotei. Dacă aveți o autorulotă mai veche, care nu e dotată cu astfel de siguranțe diferențiale, este bine să puneți o siguranță dedicată pentru aparatul de aer condiționat. Bun, scurtez acest cablu ca să fie de o lungime aproximativ egală și îl dezizolez. Foarte important, dacă cumva când am tăiat așa am ciupit vreun fir, verific și dacă este cazul le scurtez astfel încât să n-am nicio deteriorare a izolației aici. Voi dezizola cablurile, fiecare în parte, după care voi adăuga pinii. Folosesc acest clește de dezizolat, foarte practic, foarte rapid lucrez cu el, mai ales în cazul cablurilor lițate. În cazul acesta am un cablu 3x1.5. 3x1.5 este suficient pentru consumul acestui aparat de aer condiționat. Mai de mult, când aparatele de aer condiționat nu erau cu pompă de căldură, consumul era mult mai mare. Dar la aceste aparate cu pompă de căldură, v-am spus și la începutul videoului, un aparat de 2,5 kW putere are un consum de circa 900 de W. 900 de W înseamnă undeva la 4 amperi. Am pus pinii pe cabluri și acum voi adăuga clemele Vago. Da, ce sunt clemele Vago? Sunt aceste mici dispozitive care au o clapetă. Aici se introduc pinii și în momentul în care am închis, contactul este perfect. Este foarte rapid de lucrat cu ele, contactul electric este foarte bun. Singurul inconvenient, prețul. Nu sunt ieftine, dar noi la XGO cam facem treabă de calitate și atunci vrem să fie din punct de vedere tehnic cât mai safe și cât mai bine. Și atunci folosim aceste cleme Vago la toate montajele noastre. Așa, firele sunt conectate acum, contact electric perfect, totul este izolat. Nu e nevoie să adăugați bandă izolatoare sau mai știu eu ce. Am avut un client care avea pretenția toate aceste conexiuni să le acoperim cu bandă izolatoare, ca să fie el sigur că nu face arc electric. Conexiuni care erau la interior, deci nu discutăm de conexiuni exterioare, unde într-adevăr se folosesc alte tipuri de conectori care rezistă la apă, dar aici în interior nu este cazul de așa ceva. Întotdeauna în spatele unității de control avem un mare cârnaț de cabluri. O să mai am de lucru aici la această autorulotă, deoarece
Pe acolo o să intrăm cu cablul de la antenă și cu cablul pentru panourile fotovoltaice, dar o să vedeți asta în videourile respective. Acum nu mai rămâne decât să mă bag aici sub chiuvetă și să conectez aparatul de aer condiționat, adică cablul care vine aici, să-l conectez la 220. Bineînțeles, voi opri curentul în autorulotă să nu existe riscul de electrocutare, după care îi dăm drumul și vedem cum funcționează. Bine ați venit în dedesubturile acestei autorulote. Suntem sub dulapul de la bucătărie. Aici intră curentul. Asta este siguranța diferențială de care vă spuneam. Aici este distribuția de 220 și asta de aici este cablul care merge la aerul condiționat. Primul lucru pe care îl fac este să dau jos curentul, astfel încât să nu risc cine știe ce măgărie și să mă trezesc că m-am curentat. Deci puteți să vedeți aici distribuția de 220. Cablul este pregătit deja, trebuie doar să-l conectez. Bineînțeles, fiind o poziție foarte nasoală, nu e chiar ușor. Deci acum am conectat, am ridicat siguranța și deja aparatul de aer condiționat se alimentează. Am pus așadar la loc distribuția, dau drumul la curent și acum este alimentată din nou rulota. Și acum am ieșit din dulap și iată, se și vede aparatul de aer condiționat. S-a aprins LED-ul și ne spune că este alimentat. Aparatul a pornit. Durează puțin până pornește și compresorul. Acum pornește doar ventilatorul. Acum a pornit compresorul. De obicei, la început este mai zgomotos puțin, până își face circuitul complet de agent de răcire, dar după aceea deja devine mai silențios și mai mult decât atât, în momentul în care a răcit suficient, compresorul se oprește și merge doar ventilația. Și vom merge acum afară. Pentru a vă arăta cum se vede unitatea exterioară. Sper să ajung, că am o extensie la cameră. Deci așa este aparatul de aer condiționat în stare de funcționare. După ce funcționează o vreme, de obicei începe să se scurgă apă de pe acoperiș. Este perfect normal, pentru că aceste aparate de aer condiționat fac descărcarea condensului pe acoperișul autorulotei. Deci nu este o problemă dacă vedeți că începe să picure apă de pe autorulotă. Este o problemă dacă picură înăuntru, că atunci ai o problemă de etanșare. Dacă vreți să mai vedeți și alte videouri de acest gen, videouri tehnice, abonați-vă la acest canal, vă aștept, puteți să vedeți și celelalte videouri ale mele și până data viitoare, aveți grijă de voi și călătorii cât mai plăcute!